Doamnelor și domnilor, iată care sunt știrile de astăzi. Se desființează centrele Floare de Colț de la Făgăraș și Azur din orașul Victoria, în care sunt copii instituționalizați. Pe listă mai sunt încă 5 puncte de plasament din județul nostru. Ce se întâmplă cu acești copii? Sunt mai multe variante. Primăriile Făgăraș și Victoria au anunțat disponibilitatea pentru identificarea și alocarea de spații în scopul construirii de căsuțe de tip familial și de centre de zi pentru acordarea de servicii de sprijin în comunitate. Piața agroalimentară este pentru mulți făgărășeni o promenadă. Aromele și culorile plăcute ale fructelor și legumelor de pe tarabe sunt învietoare, nu și prețurile. Chiar dacă marfă este din belșug, comercianții nu se încumetă să vândă mai ieftin, cu toate că și ei recunosc faptul că, spre exemplu, trufandalele sunt cam scumpe. Oferta Făgărașului de a pune în vânzare lebede nu a rămas fără ecou. Mai multe persoane s-au interesat deja de modalitatea achiziționării grațioaselor păsări. Pentru a nu rămâne de căruță, un patron de pensiune a garantat că va avea grijă de lebede și pentru a fi mai convingător l-a invitat chiar pe organizatorul licitației să-l viziteze și să constate singur condițiile în care vor trăi lebedele. Angajații de la muzeul din cetate au avut astăzi din nou o zi plină. Mai multe grupuri de vizitatori au oprit în orașul nostru pentru a vedea castelul și expozițiile de aici. Din autocare au coborât copii din Prahova aflați în săptămâna școală altfel, dar și turiști din străinătate. Pentru muzeograf, sâmbătă pe 20 mai va fi o altă zi importantă, noaptea muzeelor, când se estimează că pragul cetății Făgărașului va fi trecut de mulți vizitatori. 7 centre de plasament care se află în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov vor fi desființate în următoarea perioadă, printre acestea și cele din Făgăraș și orașul Victoria. Strategia face parte din proiectul dezvoltat de Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, cu consultanță oferită de Banca Mondială. O parte dintre copiii instituționalizați vor fi reintegrați în familii cu sprijin financiar prin proiect, alții vor fi plasați în rețeaua de asistenți maternali profesioniști, iar pentru altă parte se vor căuta soluții de plasament familial tot cu sprijin financiar. Este un proiect într-un cadrul unui proces de deinstitutionalizare a copiilor aflați în centre de plasament clasice, care este una dintre măsurile pe care România și le-a asumat prin acordul de parteneriat aprobat de Comisia Europeană 2014-2020. Precum și probabil, cum știți, în programul de guvernare 2017-2020. În urma evaluării situației instituțiilor de tip rezidențial clasic, pe care specialiștii Băncii Mondiale au realizat-o pe teren, s-a ajuns la concluzia că în următorii ani trebuie desființate 50 de centre de plasament dintr-un număr total de 167 la nivel național. Pentru cei pentru care nu se va putea institui niciuna dintre măsurile propuse, se vor construi căsuțe de tip familial prin programul operațional regional. În acest sens, ANPDC-ul, în colaborare cu Banca Mondială, au făcut un studiu și o analiză la nivelul întregii țări asupra centrelor de plasament clasice care se încadrează în această categorie. Astfel că în primele 50 de județe din 167, Brașovul intră cu 8 centre. Pentru punerea în aplicare a planului de închidere a centrelor rezidențiale clasice din subordine, Direcția Generală de Asistență și Protecție a Copilului Brașov are nevoie de sprijinul autorităților locale, în vederea identificării și alocării de spații pentru construirea căsuțelor de tip familial și a centrelor de zi, pentru acordarea de servicii de sprijin în comunitate. În zona noastră au răspuns afirmativ implicării în acest program de sprijin și ocrotire al copiilor din cămine, primăriile Făgăraș, Victoria și Viștea. Oficialii Direcției Brașovene susțin că acest sistem este net superior celui de ocrotire al copilului de până acum, având în vedere faptul că oferă un cadru familial copiilor orfani sau celor proveniți din familii dezmembrate. Închiderea și desființarea centrelor de tip rezidențial clasic reprezintă una dintre prioritățile Strategiei Naționale pentru Protecția și Promovarea Drepturilor Copilului pentru perioada 2014-2020, adoptată de Guvernul României.
În piața din Făgăraș, tarabele sunt doldora de fructe și legume de sezon. Comercianții își etalează care mai de care produsele, aranjându-le în așa fel încât să atragă clienții, mai ales pe cei pofticioși. Cu toate acestea, cumpărătorii nu prea se înghesuie să-și umple sacoșele, deoarece pe cât de frumoase și gustoase ar putea fi aceste trufandale, pe atât sunt de scumpe. La ora asta, eu zic că sunt un pic cam scump, da? Cam același preț la timpul ăsta. Așa e la început. Producția este de la Dâmbovița, de la Lungulețul mai exact. Da, a apărut de cam de o săptămână. 100%. Acum sunt un pic cam scumpe, că toate sunt la început și sunt un pic cam scumpe, dar cam într-o săptămână, două, eu zic că încep să scadă prețurile. La căpșuni și cireșe, scorurile afișate de vânzători sunt peste puterea de cumpărare. Comercianții de căpșuni și pepeni susțin însă că prețul este foarte bun anul acesta. Fructele sunt din Grecia. Aceștia merg la Angro și le aduc de acolo. Mi se pare prețul foarte mare de anul trecut. Anul trecut, pe timpul ăsta, căpșuna era la 5 lei. Noi o dăm la prețul ăsta, fiindcă cumpărăm și noi la rândul nostru și foarte scump în Angro. Deci prețurile depinde de Angro, nu de noi. Noi mergem cu 20% adaus și asta e, din către care plătim și chirie la piața Făgăraș. Căpșuna e de mai multe zone, e de Turcia, e de Satul Mare, e de Grecia, astea-s românești. Cireșele de Grecia. Pepenele e de Grecia, e 5 lei kilogramul. E extra sezon. Deși prețurile sunt prea mari, totuși oamenii cumpără câte puțin doar de poftă. Cu toții speră însă că peste câteva săptămâni comercianții vor ieftini produsele. În caz contrar, spun că vor renunța la apetisantele dulcețuri și compoturi pe care obișnuiesc să le facă an de an. Cam împărate față de Brașov. La pensionari, cum să zic, se pare. Căpșun, niciun caz. Vreau din ăștia de la noi, că sunt mai aromați. No, și fructe mere. Ridic ceapă. Pe acum ce să facem? Ce ieftin aerul? Pentru pensia noastră de mică, de cam. Dar ce să facem? Făgărășenii mai mult se plimbă prin piață, ademeniți de mirosul parfumat al fructelor de pe tarabe, dar nu și de prețuri. Oamenii spun că abia își permit să guste din fructele și legumele cu prețuri accesibile, nici vorbă să mai poată fi în stare să cumpere altceva. Din păcate, comercianții lasă greu din preț, iar dacă vor continua ritmul acesta, vor avea clienți abia spre sfârșitul lunii, atunci când pe piață vor apărea primele cireșe autohtone. Oamenii le așteaptă cu sufletul la gură, spunând că sunt mai dulci și mai gustoase decât cele aduse la acest moment în piețe din Grecia și Spania. Vânzătorii recunosc că prețurile mari nu atrag prea mulți clienți. Multe persoane din toată țara sunt interesate de lebedele de pe lacul cetății Făgăraș. Doritorii l-au contactat deja pe administratorul păsărilor pentru a afla cum se va desfășura licitația care este programată peste o săptămână, în data de 22 mai. Acum 10 zile, directorul societății Sece Piețe Târguri și Oboare, Tiberiu Drăgoiu, cel în a cărei administrare se află și lebedele, a anunțat faptul că 15 dintre cele 27 vor fi scoase la licitație. Cauza, susține Drăgoiu, este faptul că s-au mulțit foarte mult, iar luptele între grațioasele păsări sunt la ordinea zilei. Mulți dintre cei care vor să le cumpere au o pensiune, un lac, și vor avea grijă de lebede. Unii chiar l-au invitat pe administrator să vadă locul unde le vor ține. O astfel de persoană este din județul Mureș, din satul Benești, care are o pensiune cu lac. Mai sunt solicitări din București, dar și din țara Făgărașului. Caietul de sarcini costă 100 de lei, iar licitația va avea loc în data de 22 mai, de la ora 10, la sediul Sece Piețe Târguri și Oboare, situat în piața agroalimentară. Prețul de pornire este de 270 de lei plus TVA. Greutatea unei lebede este cuprinsă între 10 și 20 de kilograme. Costurile lunare pentru hrana celor 27 de lebede de pe lacul cetății ajung la aproximativ 1500 de lei, a mai precizat sursa citată, adăugând că pe timpul iernii, lebedele erau adăpostite la o familie din localitatea Sâmbăta pentru a trece cu bine peste perioada friguroasă. Dintre cele 12 lebede care vor rămâne pe lacul din jurul cetății Făgăraș, două sunt negre.
7 grupuri de vizitatori au ajuns astăzi la cetatea Făgărașului până la ora prânzului, printre aceștia și elevii unei școli din comuna Vâlcănești, județul Prahova. Elevii sunt în săptămână altfel și au venit într-o excursie cu destinația Sibiu. În drumul lor s-au oprit la cetate și au vizitat-o pentru prima oară. Copiii au fost plăcut impresionați de măreția castelului și de exponatele din muzeu. Foarte mult. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Masa unde s-au servit, arhitectura și modelele interesante care pe vaze. Cel mai mult masa unde se servea și patul prințesei sau nu știu. Mie mi-a plăcut cei mai mult soldăței aceștia. Și e cumpărat așa ca amintire. Da, da. Așa. Și mai mi-a plăcut paharele colorate, paturile și în rest suvenirurile care le avea. Mi-a plăcut foarte mult lucrurile foarte vechi de acum foarte mult timp. M-a uimit faptul că această cetate a rezistat atât timp. Atât mult timp și m-au uimit lucrurile atât de vechi și atât de frumoase. Săptămâna școală altfel și am organizat o excursie spre Sibiu, suntem din Prahova și una dintre opririle noastre a fost cetatea Făgăraș. Un obiectiv superb, copiilor sper că le-a plăcut, nu, nici eu personal n-am mai fost, nici mare parte din copii nu au fost. Sper că au fost impresionați, cu siguranță vom obține părerile lor ulterior la școală. Astăzi, angajații muzeului au lucrat la foc continuu. Au însoțit grupurile de turiști în circuitul expozițional, care înseamnă numai puțin de 20 de colecții de arheologie, arme, numismatică, cahle, carte veche, documente, lapidarium, glăjărie, artă decorativă și plastică, dar și ceramică populară, port popular, țesături, obiceiuri, icoane pe sticlă, arta lemnului, meșteșuguri. Astăzi, în autocarele parcate în fața cetății, au coborât și grupuri de vizitatori din străinătate. Un aflux mare de turiști este așteptat și cu ocazia evenimentului Noaptea Muzeelor, organizat în data de 20 mai, începând cu ora 17. Primirea ultimilor vizitatori se va face cu o oră înainte de închidere. A început școala altfel pentru multe școli din țară. Ne bucurăm că au ales să viziteze cetatea Făgărașului. Este o formă foarte bună de a ne promova. Totodată amintim că sâmbătă, pe 20 mai, organizăm pentru a 6-a oară Noaptea Muzeelor, un eveniment la care dorim să participe cât mai mulți făgărășeni, iar cu acest prilej, la ora 18, avem vernisajul unei expoziții de pictură care se numește În dulcele stil clasic. Este o expoziție de autor al unui participant al taberei de creație de la Boholz, pictorul Prună. Tarifele de vizitare ale muzeului și cetății sunt 15 lei biletul pentru adulți și 7 lei pentru elevi, studenți și pensionari. De gratuități beneficiază copiii sub 7 ani, persoanele cu dizabilități și însoțitorii acestora.